În pofida dificultăților și costurilor mari de transport și logistică, producătorii au reușit să exporte mai mult de 63.000 de tone de mere în perioada aprilie-mai 2022, anunță Asociația Moldova Fruct. În perioada similară, anului trecut au fost exportate 39.000 de tone de mere. Fructele au ajuns în România, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Turcia, Irak, Federația Rusă. Totodată a crescut și exportul către România. Dacă în aprilie-mai 2021 în țara vecină au fost comercializate 60 de tone de mere, în aceeași perioadă anului curent au fost vândute mai mult de 4.700 de tone. Se atestă o tendință clară de diversificare a piețelor pentru mere. Dacă în 2021 fructele erau comercializate către 4 destinații în primăvara anului 2022, merele au ajuns la consumatorii din 18 țări, notează Moldova Fruct.